Acum, la finalul celor patru ani în care Consiliul Județean Suceava a fost condus de Cătălin Nechifor, situația proiectelor mari primite pe acesta, pe tavă de la precedenta conducere, este dezastroasă. La final de mandat, situația financiară a județului este jalnică, bugetul prezentat la începutul acestui an consilierilor fiind cel mai mic din ultimii 10 ani. Nu se poate spune însă că în acești patru ani Consiliul Județean Suceava a fost înghețat de tot. Cu un program zilnic extrem de scurt, abonat, înverșunat la deplasări externe, Nechifor a avut lungi perioade în care a lipsit de la conducerea instituției, dar a avut grijă permanent să fie prezent la diverse inaugurări de grădinițe și tăieri de panglici, la finalizarea unor lucrări prin diverse sate ale județului. Nu a fost finalizat cu adevărat aproape niciun proiect important pentru județul Suceava. O bălmojeală continuă, presărată cu noi și noi promisiuni, amânări, justificări și făți și încercări de a de a transforma orice fâs în mari realizări a caracterizat acești ultimi patru ani. Că proiectele proprii pe care Cătălin Echifor le promitea atunci sau chiar le-a inițiat, în timp nu s-au materializat. E un lucru grav, dar care poate fi trecut oarecum cu vederea. Cele mai multe dintre ele ne fiind de importanță reale pentru județ, având doar scop electoral sau posibil doar interesele sale sau ale apropiaților săi. Nu poate fi iertat însă faptul că niciunul dintre marile proiecte începute înainte de 2012 nu a fost terminat de administrația Echifor. Toți ce au câteva ofuri comune, pe care din diverse motive, chiar că în echifor nici măcar el nu le-a înțeles, nu a sesizat importanța lor și ca atare nu a reușit să facă nimic pentru a le rezolva. Actualul șef al Consiliului Județean nu poate explica niciun fel cum, vreme de patru ani, în care cea mai mare parte a fost la guvernare tovarăși de -ai săi de partid, nu a reușit finalizarea măcar a proiectelor primite pe tavă de la vechea conducere a Consiliului Județean. Niciun argument, oricât de plin de chestiuni savante ar fi, nu rezistă în fața eșecurilor evidente și a bunului simț. Cum ar putea explica Nechifor faptul că în mai 2016, la finalul mandatului său, nu sunt finalizate în totalitate lucrările la aeroportul de la Salcea. Ce scuze pot fi invocate pentru faptul că nici în ziua de azi groapa de gunoi de la Moara nu este funcțională? Cât ridicol în anunțul pe care Nichifărul făcea în decembrie 2015, în fața consilierilor județeni că panglicile inaugurale la cetatea de scaun și la muzeul de istorie vor fi tăiate mai la vară, vara lui 2016, și că ar mai trebui ceva bani de la bugetul județului. Ce -o fi vorbit oare în cu ministresa pesedistă de la mediu despre groapa de gunoi de la pojorâta în ianuarie 2013, atunci când semna contractul de executare? a lucrărilor. Cum se uită oare primarii a zeci de localități sucevene la Nechifor după atâția ani în care le-a tot promis că rezolvă la guvern problema împovărătoarelor datorii și dobânzi pe care primăriile respective au fost obligate să le plătească în urma neinspiratului program Utilități și Mediu? Despre nenorocita de a Sucevei, discuțiile para nu mai avea rost. În ultimii ani, plimbându-se pe șantierul abandonat de nenumărate ori, tot felul de miniștri ai transporturilor, la care însă nici măcar Nechifor, nici parlamentarii suceveni din partid, aflat la putere, nu au reușit să găsească înțelegere. Asta ca să vorbim doar despre câteva dintre proiectele mari pe care, la preluarea mandatului, actualul președinte al Consiliului Județean le-a găsit în diverse faze de execuție și promitea că le va duce la bun sfârșit.